Capii mafiei au sunat adunarea și aduc omagii pentru interopul Costel Cordoneanu, supranumit stăpânul Moldovei, anunțul, dar și imaginile cu zeci de lideri interlopi au băgat spaima în poliție și jandarmerie, care s-au mobilizat de urgență. Victor Ciutacu a aflat totul despre motivul pentru care s-a activat codul roșu, ce pregătesc interlopii, dar și de ce se tem autoritățile. Avem chiar acum, Victor, te ascultăm. A murit Costel Cordoneanu, fost luptător cu performanțe internaționale remarcabile și ulterior șef al clanului interlop omonim. Toată țara a intrat brusc în fibrilație. Vezi, Doamne, va fi urgie la Iași, acolo unde a trăit, unde a devenit celebru și unde familia organizează priveghiul și înmormântarea. Ambele faraonice, bineînțeles. Ceremonii întinse pe 3 zile, ca pentru regele Moldovei, nu-i așa? Poliția anunță cod roșu de pericol infracțional. Babele se indignează și scuipă în sân la vederea covorului roșu întins în cinstea ilustrului mort. Totul e roșu. Sincer să fiu, nu pot să pricep de ce atâta agitație și indignare. A murit un om, Dumnezeu să-l odihnesc. Interlop sau nu, depinde cum și-l amintește fiecare, tot la groapă se duce. Care-i nenorocirea că neamul lui vrea să-i cinstească memoria în tradiția etniei? O face pe bani publici? Nu. Dar da, evident că măreața capitală a Moldovei va fi desantată, tot conform tradiției, de diversi reprezentanți a ceea ce generic numim clanuri interlope. Mai mulți sau mai puțini, direct proporțional cu influența de care se mai bucură cordunenii în lumea asta pestriță. Și ce? E prima mormântare de gen în România? A căzut răpus de sabie Emipian și, după ce a luat foc Republica Pudicilor, nu s-a mai omorât nimeni cu nimeni. A negociat Chestorul Vasilescu cu ei în biserică, a trimis ministrul Vela jandarmii cu garduri și măști de protecție, au închis neamurile grătarele, au venit regele Salam și epigonii să jelească pe sicriu și s-a terminat povestea. Nu tu bătăi, nu tu nenorociri, nu tu filmele proaste pe care le-au în cap toți fătălăi. Nu văd de ce ar fi altfel acum. Pe de o parte, pentru că sunt convins, cordunenii rămași vii au suficientă capacitate organizatorică să țină în mână puhoiul de lume. Pe de altă parte, pentru că, după ce au văzut toate filmele cu mafios pe casete video, zi și interlop din România, dar mai ales căpetenile lor, au învățat că în lumea asta prost făcută și bine controlată, nu te răfuiești fizic la mort. Acolo te duci solemn, joci teatrul durerii, transmiți pe mutește mesajul și pleci. Abia după ce se termină oficial jalea, reglezi ce ai de reglat. Dacă știu eu toate astea, e imposibil să nu le știe poliția și serviciul secret care păstorește lumea clanurilor. Dar nu-i mai interesant să vă țin agitați și înspăimântați? De ce? E simplu, fiindcă sunteți infinit mai ușor de controlat așa.